În ianuarie 2020 vor fi scoase la concurs 275 de locuri pentru subofițeri pompieri și 25 pentru maiștri militari. De această dată și fetele pot candida la concurs. Ele se pot înscrie la concursul de admitere până pe 15 noiembrie 2019 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Inspectoratul pentru Situații de Urgență pe Pădăvalul Județului Neamț recrutează candidați pentru concursul de admitere la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești cu durata studiilor de un an, respectiv sesiunea de admitere ianuarie 2020. Instituția de învățământ scoate la concurs 300 de locuri comune pentru băieți și fete, 275 de locuri pentru pe specialitatea subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 de locuri pe specialitatea maestru militar auto. Pentru înscrierea la examenul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții, dintre care amintesc că trebuie să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă minim 18 și maxim 27 de ani împliniți în anul participării la concursul de admitere, să fie obținut media la purtare de minim 9 în perioada studiilor liceale. Mai multe detalii, candidații sau doritorii pot obține de pe site-ul ISU Neamț, site-ul Școlii de Pompieri, Protecție Civilă Boldești și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ce voiam să vă mai întreb, este primul an în care și fetele se pot înscrie acum sau a mai fost și anii anteriori? Într-adevăr, este primul an când pot candida și fetele la acest concurs de admitere și locurile nu sunt separate, sunt comune pentru băieți și fete. Această decizie este o premieră, deci rămâne de văzut dacă ea va fi menținută și în anii viitori și dacă se va aplica vreo diferență de notare a candidaților, dat fiind faptul că un bărbat și o femeie pot obține rezultate complet diferite la anumite probe solicitante fizic.